Ce faceți? Bine ați venit la un nou episod de Stumble Guys. Astăzi facem niște chestii nebune, pentru că efectiv o să-mi iau oferta asta, pentru că e redusă și la 50. Deci știți, atenți ce mișto este oferta asta, dar nu că le fac eu reclamă, că eu din bănuții mei iau chestiile astea, ca să știți. Deci 1300 de Stumble Tokens sunt 50 de euro, da? Aici am de 650, adică jumătate. Deci ar veni 25 de euro numai asta. Păr mai îmi dă încă 1800 de gemuri și 1800 de gemuri ar fi undeva la... Hai să zicem 10 euro, cu aproximație așa, bun. Deci numai astea două ar veni 35 de euro, da? 35 de euro plus un free spin. Și redus la 50% și le iau cu 5 euro, vă dați seama, 5 euro. Și au tot ofertează și primesc toate astea. De ce? Pentru că o să încercăm să dăm aici la Epic Skin să ne pice cât mai multe skin-uri mișto. So, eu zic așa, hai să cumpărăm. Gata, succes. Și am primit 650 de tokens. După cum vedeți, acum avem 775 și 1855 de gemuri plus un free spin, uite, avem 3 deja daily. So, hai să începem cu astea basic. Poate ne pică aici, că am grele șansele să ne pice, dar încercăm să luăm speciala aia astăzi, dacă nu, nu știu ce facem, dar apăsați butonul ăla de 5 tokens, nice. Apăsați butonul ăla de like ca să-mi aducă noroc. Că doar așa putem, prin noroc, altfel nu. Nu știu cum să facem asta. Haideți, vă rog, eu cu ceva bun, ceva bun, ceva bun. Un skin rar. Un skin comun. Uncommon, de fapt. Eh, merge, ce să zic. Mai bine, că nu-l aveam. Încercăm să completăm și toată colecția de skin-uri. Hai să vedem ceva, ceva mișto. Legendary. Nu. 15 gemuri. 15 gemuri. Bune și astea. Orice e bine, nu? Bun, perfect. Ne-am făcut cele 3 rotiri. Stați că mai am aici la Stumble Pies. Felicitări, apropo, câștigătorului. Știu că l-am anunțat în episoadele trecute. Am luat footsteps ăsta. Mai luăm niște gemuri pe aici. Am făcut 1920. Bun. Și acum hai să mergem în shop. Oh my god. Super ofertă. Îți dă un special skin. Dar nu, 50 de euro. Prea mult, 50 de euro. Na, 5 euro e altceva, dar 50 de euro nu. Și bun, hai să-i dăm. Îi dăm direct cu 10? Îi dăm cu 10? Hai să-i dăm cu 10 să vedem ce ne pică. Hai să-i dăm cu 10 să vedem ce ne pică. Cred ceva spune că o să... skin-ul ăsta e mișto. Dr. Neo. Ok, nice, nice, ăla-mi place. Tot un epic. Dry Bones. Nu mi se pare așa ce este ce skin-ul. Legendary! Mamă, și-mi plăcea răbățelul ăla. Chiara. Merge, merge, e mișto că măcar sunt epice. Dar te rog. Mamă, ăsta e chiar mișto. Black Knight, mișto rău de tot skin-ul ăla. Hai, uite, uite. Bambuzi. Bambuzi. Stop, stop. Vreau răbățelul ăla. Câte skin-uri mai avem? Prințesa. Prințesa e așa cam femeie, puțin nu-i de mine. Legendary. Dar mai am pe ăsta, mă, frate, mă. O să-mi dea 8 tokens de la înapoi. Ce special, mamă, ce drăguț era dragonul ăla. Miu, mi-a picat Miu. Hai să vedem, hai, nu. Yeti-ul. Merge, merge. Dar hai cu speciala aia, hai, te rog eu. Ați apăsat butonul. Eu cred că tu n-ai apăsat butonul ăla de like. De asta n-avem noi noroc. Uitați și voi ce am luat. Aoleu, slăbuț, slăbuț rău de tot. Nu, nu se poate așa, deci până n-apeși butonul de like eu nu mai învârt, pentru că aparent nu câștigăm nimica, doar pierdem. Ce să facem? Hai să mai deschidem niște de-astea rare, că și la astea sunt șanse, vedeți să vă pice Legendary 3 sau epice. Nu știu cu ce ne ajută dacă ne pică epic. Dar am putea să dăm, nu, lasă, lăsăm pentru altă zi asta, ia, și aici ce ne dă comun? Legendary 1%. Ok, hai să nu. Deci mai luăm, dar stai să vedem puțin ce skin-uri ne-a picat mai exact. Oh my god, uitați câte am acum. Deci momentan legendarele am pase 2 și până mai sunt astea epice. Astea două seamănă, doar culorile sunt diferite, what the fuck. Ăsta îmi place foarte mult, mi se pare foarte mișto caracterul și Yeti-ul îmi place. Cred că o să ne jucăm puțin cu Yeti. Hai să vedem, hai să vedem dacă Yeti ne aduce noroc. Mă gândesc că dacă ne jucăm un joc cu Yeti, asta că putem să-l mai schimbăm, putem să-l schimbăm pielea, zic bine? Nu, no. Deci ce-ar fi asta nu-i se schimbă. Ok, deci pot să-l pun pe ăsta în loc de ceva? Hai să-l pun pe ăsta în loc de ăsta. Taunt, nice. La animațiile îl lăsăm pe astea și avem niște footsteps, mișto. Sincer, cred că ăsta cu electric e cel mai mișto. Hai să jucăm cu Yeti, poate ne aduce noroc. Fiți atenți, poate ne aduce noroc.
astfel încât când cumpărăm, spre sfârșitul episodului mai luăm, luăm așa, jucăm un match, luăm niște de-astea, mai luăm și vedem ce se întâmplă. Hai să vedem. Au scos bug-ul ăla, am vrut și eu să profit puțin de el, să iau mai multe, să fac mai multe tokens, dar oricum eu nu am multe skin-uri, așa că nu mi-ar fi dat tokens înapoi. Și oricum astăzi apare numai l-au rezolvat, oricum îi mulțumesc lui Mădălin că am văzut la el în videouri despre acest bug. Îmi place că el îți dă absolut toate informațiile și trebuie să profiți repede de ele, nu să stai pe gânduri. Doar că ieri n-a putut să filmezi și a zis, băi, eu trebuie să fac asta pe cameră, știi? Păi, de ce m-a aruncat înapoi? What the fuck? Cred că s-a băgat unul în fața mea. Haide. Bun, perfect, perfecto, bun. Avem o cursă bună aici, de fapt bună, destul de simplă, că doar sărim înainte. Au, stai că nu l-am văzut pe ăla, nu. Nu vreau să pierd așa. Băi, ce neatent am fost, deci nu cred. Am uitat că vine ăsta. Fiți atenți că nu mă calific. Nu. Băi, ce am zis eu că câștig. Sunt ultimul noob. Nu-i problemă, mai încercăm o dată, îi mai dăm o șansă yeti-ului că... Hai să zicem că n-a fost vina lui, a fost total vina mea, clar. Dar slăbuț, aoleu. Dacă știam că am un meci așa de prost, nici măcar nu-l mai filmam. Hai să vedem ce... Nu pot să cred. Bun, hai yeti-ule, deci mă bazez pe tine pentru că am băgat mulți tokens în tine, am băgat 5 euro în tine. După meci o să vă promit că ăla n-a fost meci, nu putem să-l numim meci, a fost așa de praf că efectiv nu-i meci. Vă promit eu că mai cumpărăm, mai dăm tokens din casă și mai cumpărăm Stumble tokens. Hai să vedem, așa, o luăm pe aici, mamă, deci aici, deci dacă nu prinzi începutul ăsta, ești mâncat aici. Gata, am fost mâncat. Jumate dintre noi am fost mâncați. N-am prins începutul. Ia, pentru că nimeni nu vine în spate. Hai să ne dăm emote-ul. Dacă tot suntem aici. Mamă, ce mișto e emote-ul ăsta. Dar efectiv nu poți să te miști. Hai mă băieți, veniți și aici sus. Nici o șansă. Vi s-a întâmplat asta vreodată? Scrieți-mi în comentarii, vi s-a întâmplat să vă blocați aici? Cred că da. Hai băieți, duceți-vă sus, nu mai faceți voi pe șmecherii. Că trebuie să fac un videoclip aici, trebuie să câștig. Dacă nu filmam, mergeam eu sus. Hai mă, că mă duc eu. Uite, se vede că mă duc eu. Yeti-ul ăsta e efectiv gras rău de tot. De fiecare că mă duc eu, se schimbă tot. Am căzut toți! Că s-au pus prea mulți acolo. Mai avem o șansă! Am trecut! Suntem praf cu Yeti-ul. Nu. Iată, nici măcar nu mai putem să ne urcăm pe astea. Oh my god, hai să încercăm. Dar nu cred că mai avem, uite cât sunt în față, nu mai avem nicio șansă să ne calificăm. Ui! Nu mai, e GG. Mă duc să mă arunc, mă duc să mă sinucid, nu se poate așa ceva, ok. Yeti-ul e praf rău de tot, o să dau vina pe el. Am mai luat și animația asta care râde de cineva. Dar e nasol că efectiv te oprește din ceea ce faci. Uite, cu astea alte poți să te miști, dar asta te oprește. Yay! Mersi, Moș Crăciun! Ce să mai mănânc? Numai, hai să cumpărăm. Deci sunt sigur că cred că un skin special de la... Sigur o să câștigăm, dar așa n-avem nicio șansă să nobunobilor. Bun, hai să cumpărăm. Intrăm în shop aici, așa am zis că mai luăm de-astea. Câte să luăm, băieți? Luăm top 10 sau luăm câte 5-5? Hai să luăm câte 5-5, ca să le mai analizăm între ele. Ok, bun. Legendary. Mr. Pig. Nu-mi place Mr. Pig. Vreau Legendary. Este, măi. Red Panda, mai luat un Legendary. Doamne, ce-mi place. Încă unul. Era cool, man. Oricum îl mai avem pe Ninja. Black Demon merge și ăsta. Bun, deci fiți atenți dacă jucăm la 5. Eram pregătit să țip. Doamne, dacă am picat ăla. Bun, deci avem unul Legendary. Asta e super mișto. Cum mai a picat? Uite, acum deja am 3. Și arată și drăguț. Nu cred că avem ce să schimbăm. Nu, lui nu avem ce să schimbăm. Hai să văd emote-ul ăsta.
Bun, și hai să mai cumpărăm încă 5. Unde e, mă, frate? E shop-ul de la aici, scuze. Scuzați-mă. Hai să mai cumpărăm încă 5, că am văzut că doar așa prin 5, dacă cumpereți, aduce mai mare noroc. Parcă sau ați apăsat voi butonul ăla de like între timp, a? Cred că l-ați apăsat voi. Hai, apăsați-l ca să iasă și o specială, una mișto. Red Fox, mi se pare că mai am Red Fox, nici nu sunt sigur. Hai să vedem. No, puțin mai avea să se... Ah, doamne, haide. Mamă, și legendary care urma, ăla cu mumia, era genial. Ia uite, bă, cum trece peste special. Unele sunt interesate. E mișto cel puțin că facem rost de foarte multe skin-uri. Uitați câte avem acum. Bine, cred că... știi ceva? Hai să deschidem și de-astea comune. Nu de alta, dar la un moment dat, ca să când ne completăm toți aia, vom avea nevoie și de-astea comune. Și acum că e oferta asta, că totul e redus la 50%, păi acum să nu profităm. Iată, și mai ales ne-a picat rar. Hai să vedem ce ne pică și la astea. Ok, ăla, le luăm, nu știu, le dăm note. 5, că e roșie, nu-mi place și eu mai am. Nota 5. Ok, asta e mișto, nota 8. Dar de ce mi dau pe roșu? Nu înțeleg. Nota 8. Wow, asta arată interesant. Tot top, merg top. Hai să vedem dacă găsim și unul de 10, dacă am slabe șanse. Asta e drăguț. 7 să fie. Dacă era legendar, îi dădea mai mult. Polițist. 5, nu prea-mi place. Extraterestru! 10! Mamă, cât de mișto arată extraterestru ăla. Cu ăla jucăm. Cu ăla. 1. Mamă, e basic rău de tot ăla. Hai să vedem. 10. Fiți atenți, să fac un episod special unde să dau note ăsta la care îmi pică. Ok, deci avem unul drăguț care mi-a plăcut, alienul. Ori jucăm cu alienul, ori rămânem cu ăsta legendar, dar sincer, e perfect cu electrică. Hai să jucăm un joc cu el, după care intrăm în shop și mai cumpărăm o tură de skin-uri epice. Așa că rămâneți până la sfârșit. Hai că poate de data asta luăm și noi victorie, nu mai suntem nup să pierdem așa din prima. Mie nu-mi plac mapele unde trebuie să faci race, efectiv, nu-mi plac, nu-s genul meu. Așa că în episodul următor, asta o să facem, o să deschidem foarte multe dale comune și foarte multe necomune cu gemuri și efectiv o să vedem ce, o să le dăm note caracterelor care ne pică. Așa că, bineînțeles, abonați-vă ca să vedeți. Mamă, ia uite, bă, iar sunt ultimul, deci nu cred așa ceva. Pleacă, băi, de aici. Băi, pe unde am căzut eu prin hartă? Unde am căzut eu pe hartă? Ziceți-mi voi, bă, de ce s-ai bocuit? Are ceva cu mine astăzi, mă. Of, doamne, nici nu mă calific. Măcar de trecea la următoarea rundă. Știu schema aici, dar niciodată nu-mi iese, dar... Mai am de exersat jocul ăsta, că eu sunt... Deci nu mai, eu mă sinucid, Ăsta e un episod. În care eu o să cumpăr skin-uri. Că se pare că dacă jucăm, n-avem nicio șansă. Astăzi nu e ziua noastră norocoasă. Ok, au băgat un survey, tocmai ce l-au băgat. Bun, deci hai să mai cumpărăm, gata. Și după încheiem episodul. Hai să vedem câte, vreți să luăm 10? Hai să luăm 10 ca să ne picem speciala aia. Hai cu speciala aia, te rog. Drăguț, ăsta îmi place și e epic. Pasta mai am, mă, frate, și cred că mi-a picat asta de 50 de ori, cred că mi-a picat. În continuu un pic, că numai aia. Legendary! O avem pe Regina Angliei! Stumble Queen! Oh my god! Oh my god, mai avem un Legendary! Încă unul! Mamă, ce mișto era ăla! Le avem și pe Moș Crăciun aici. Stop! Măcar de mai dă un Legendary, să știu că se merită, dar parcă nu s-a meritat, nu? Să facem asta. Vreau robotelul. Haide, te rog, ceva bun, uite, specială. Asta e așa, deep diver. Stop. Ăsta-l mai am. Hai, hai să vedem câți. Câte rotini mai avem, ați numărat? Cred că mai avem undeva la 3 rotini. Epic, trecut spandaul ăsta, îl mai am aparent. Nici nu știam că îl mai am. Legendary, Superman. Îl avem pe Super Guy și pe Regina Stumble.
Mamă, guys, și mi-a picat și Moș Crăciun între. Genial. Mamă, hai că parcă s-a meritat investiția asta de 5 euro. Parcă s-a meritat. Eu nu vă zic să investiți, ceea ce fac eu fac stick pentru entertainmentul vostru, ca să vedeți pe YouTube, dar nu vă sfătuiesc să băgați bani în astfel de jocuri. Ok, bun. Mamă, ce mișto. Stai. Așa, a trebuit să schimb culoarea, că nu se mai poate. Hai să vedem, Superman. Nu, nici asta nu e o culoare bună. Asta e o culoare bună și acum. Hai să vedem skin-urile cu culoarea lor naturală. Ok, super guy, merge, drăguț. Ăsta l-aveam și regina e drăguță, e simpatică. Ce ne-a mai picat și mi s-a părut mie foarte șmecher. A, Moș Crăciun. Deci avem niște skin-uri interesante, a spune. Uite și ăsta e foarte mișto. Hai să vedem și pe trecerele rare, dacă e vreunul mai șmecher, așa care iese în evidență. Da, extraterestru și pe cele necomune, să spunem așa, uite, asta e drăguț. Și ăsta e interesant. Și prin cele comune, sincer, și ăsta merge, dar și ăsta. Ăsta e super, e genial. Bine, guys, deci nu uitați, în următorul episod ce o să facem, o să cumpărăm foarte multe skin-uri, exact ca acum, doar că o să le iau pe astea cu gemuri, pentru că e și oferta asta, și o să dăm efectiv note skin-urilor. So, guys, apăsați butonul ăla de subscribe și ne vedem episodul următor. Ciao!